Astăzi, 22 aprilie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca. Aici, aleșii locali s-au pronunțat privitor la cele peste 40 de proiecte de decizii incluse în ordinea de zi. Totodată, în cadrul ședinței, au fost enunțate și două declarații politice. Înainte de a începe ședința, avem două declarații politice și permisiunea noastră o să le dau citire. Așadar, prima este decizia fracțiunii Platforma Da și Paz din Consiliul Raional Soroca, privire la revenirea la denumirea anterioară a blocul acum, ținând cont de situația politică creată, ascultând raportul președintelui domnului Luca Nichifor, consilierilor Prituc Arcadie și Ungureanu Serghei, membrii fracțiunii, decid 1. A reveni la denumirea anterioară fracțiunea blocului acum din Consiliul Raional Soroca, din care vor face parte consilierii independenți Ungureanu Serghei, Luca Nichifor și Prituc Arcadie și consilierii Platformei Da, Tănase Iuri și Mania Ion. 2. A realege în calitate de președinte a fracțiunii pe domnul Luca Nichifor, consilier independent, și 3. A alege în calitate de secretar al fracțiunii pe domnul Sergiu Ungureanu, consilier independent, președintele fracțiunii, contrasemnat de toți consilierii. Și doamna secretară să dea citire o altă. Stimați consilieri, între timp a parvenit de la subsemnătura domnului Igor Grosu, eu cer scuze, eu n-am citit-o până acum, în conformitate cu articolul 20, se retrage sprijinul politic pentru funcția de consilier raional Soroca pentru următoarele persoane: Luca Nichifor, Ungurean Serghei, Plito Carcadie. Normal în legislația Republicii Moldova să fie un articol. Din momentul în care un ales, fie pe local, fie la nivel național, vine nu pe propria prestație, dar pe prestația unui partid, pe listă de unui partid, din momentul în care el pierde susținerea partidului, fie că are alte convingeri politice, fie că alte viziuni, sau fie că a încat în crocununie cu altcineva, bărbătește să depui mandatul, fiindcă el reprezintă un partid pentru care lumea a votat. Printre subiectele propuse spre aprobare consilierilor au fost rapoartele de activitate a centrelor de sănătate, planul de acțiune al Consiliului Raional pentru anul 2020 și încetarea înainte de termen a mandatului de vicepreședinte al raionului a domnului Andoni Boris. Proiectul de decizie care a stârnit cele mai multe discuții a fost cel cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional. Se examinează proiectul de decizie cu numărul 2/36 cu privire la organigrama și statele de personal al aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional. Am un amendament la proiectul de decizie de a reduce din organigramă de la numărul de vicepreședinți de la 3 la 2. Așa. Este o propunere și este o propunere logică. Am avut exemple când președintele raionului a activat pe perioada de un an jumate cu un singur vicepreședinte și a făcut față lucrurilor. Foarte mulți ani am activat cu doi vicepreședinți. Cunoaștem foarte bine că al treilea vicepreședinte a apărut anume din cauza cununiilor politice și pentru ca să-i asigure cuiva un fotoliu, o mașină la scară și care practic nimic să nu facă, dar să aibă anumite priorități și să profite de bunurile statului. Și acum nu înțeleg de ce noi, având posibilitatea, când domnul Andoni a depus mandatul și nu avem necesar să suportăm anumite cheltuieli, să nu reducem de la 3 vicepreședinți la 2 și să banii ăștia mai bine să-i alocăm la niște băcâni ca ajutor material. Sau să-i direcționăm în altă parte. Deci, eu cred, domnul Munteanu, că propunerea mea este logică. Și dumneavoastră nu doriți să votați pentru această propunere numai din cauza la ce că vreți să aveți interese, adică să vă apărați interesele de partid și interesele personale. Și nici că acum nu vă gândiți la cetățeni. În cazul dat, când vorbim de criză sau doi
vicepreședinți. Anume, trei sau doi vicepreședinți, asta este interes politic și anume vă apărați anumite cununii politice. Domnul Ciuvagă, colegul Ciuvagă, vă rog frumos, la declarați politici și populiști, vă rog frumos să abțineți că n-a fost declarat și virgula matale și n-are niciun sens nimic. Este organigrama care vota de consilieri în cadrul primii ședințe a noului inițiativ. Deci ați avut obiecții parcurs la o an jumătate. Exact și atunci am spus. Eu nu v-am întrebat ceva. Exact și atunci am spus. Vă rog, sunteți profesor, înseamnă că o să desfără profesorul ăsta tămâni. O să o votat persoană, că aici este personalul domnului difus cere, asta alt obiect. O să decid în consiliu în cadrul următorul ședință, dacă este necesar să fim aceasta trei funcție. Dar asta e chestie personală, vă rog, mai mult nu mai faceți clarați. Cu politic a fost, funcții au fost, mătrie. Deci, domnul Munteanu, eu nu fac declarații populiste. Eu sunt convins în faptul că doi vicepreședinți este suficient. Domnul Popovski, cată-ți de preabă, te rog. Cată-ți de preabă, te rog. Cată-ți de preabă, nu discut cu mata acum. Și eu încă o dată insist pe aceea. Ca treile vicepreședinte, este pincloabă membrile voastre politice să vă le rezolvați în majoritatea care o aveți. Și nu vă interesează bugetul raionului și nu vă interesează cetățenii, dar aveți doar interesele personale. Domnul Ciuvagă, ați propus să chestii fie treia funcție, nu să ați chestii personale, dar nu vă rog frumos, declarați chestii populism, cumetrism. Aveți dovezi? Deci propune să spunem votul, cine este pentru ca proiectul cu numărul 2, bară 35, să fie aprobat, vă rog, votați. 10. 17. Mulțumim. Da, vota până. Da. 2. 3, da? 2. 3. 2. Să punem votului propunerea domnului Ciuvagă de a exclude din organigramă Consiliul Raional, o funcție de vicepreședinte. Cine este pentru, vă rog, votați. 2. 1. 3, da? Contra. Contra. 7, 9. 7. 9. Subiectul cu privire la reorganizarea școlii primare Iarova a fost prezentat de Mușencu Angela, șefa direcției învățământ. Vă rog frumos, spuneți, am văzut cum se de reorganizarea școlii. Grădinița, numai și-a fost reparată de FIS, am un chideț, treceți asta. Acolo s-au reparat, s-au cheltuit bani. Am trebuit mai mult de jumătate de milion pentru școală, ca să de reparat. Unde rezolvă? Și încă și aici oamenii să rezolvă. Da. Domnul consilier, da. Este demersul primăriei și decizia Consiliului Comunal. Dat fiind numărul tot mai mic a copiilor din localitate, deci este și o logică economică din două instituții educaționale să facă una. Deci... N-aș fi duplicitiv ca la Ocolina. La Ocolina noi avem școală primară. Țăpilă, n-aș fi așa e... Copiii de vârstă școlară mică și copiii preșcolari nu putem să-i transportăm. Este bine ca ei să rămâi în comunitatea unde trăiesc, să aibă servicii educaționale. Da. Doamna Mușencu, o întrebare dacă mai sunt localități unde ne paște și alăși pericol. Da, deci noi încă avem în 6 localități, avem școli primare. Noi discutăm cu domnii primari, adică în perspectivă că aceste școli, școala și grădinița să fie comasate și să creăm un centru educațional, adică școala primară, grădiniță. Tot în cadrul aceleiași ședințe s-au examinat subiectele cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale, modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca cu privire la aprobarea programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din teritoriul Raionului Soroca pentru anul 2021, executarea bugetului raional pentru anul 2020 și modificarea bugetului raionului pentru anul 2021.